Oficial, salariul minim crește de la 1 ianuarie cu fix 83 de lei. Aproximativ un sfert dintre angajații de la noi din țară vor beneficia de această majorare de la 1. În schimb, salariul minim pentru cei care au și studii superioare nu se modifică. Madalina Petre ne dă toate informațiile. Madalina. Bun găsit tuturor! Da, guvernul a stabilit forma finală a salariului minim pe economie după ce s-au purtat o serie de discuții și consultări cu sindicatele și patronatele. Ei bine, cei din guvern au elaborat un proiect de hotărâre de guvern care prevede faptul că salariul minim pe economie va fi majorat de la data de 1 ianuarie 2020 până la valoarea de 2230 de lei, de la 2080 de lei cât este în momentul de față. Acest lucru înseamnă, așa cum spuneai și tu, o majorare a salariului minim net de 83 de lei. În ceea ce îi privește pe cei care au studii superioare și care în momentul de față au un salariu minim net de 2350 de lei, ei bine, veniturile acestora nu vor fi majorate anul viitor. La fel se va întâmpla și cu cei care lucrează în domeniul construcțiilor, asta pentru că aceștia au în prezent un salariu minim brut de 3000 de lei și nici acest salariu nu va fi majorată anul viitor.